Adunarea Generală a ONU a suspendat Rusia din Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Votul de la ONU a venit în urma valului de condamnări stârnit de crimele din orașul ucrainean Bucha. Propunerea de suspendare a fost înaintată de Statele Unite ale Americii ca răspuns la masacrul din Bucha și după ce mai multe state au cerut judecarea Rusiei pentru crime de război. Participarea Rusiei în Consiliul Drepturilor Omului este o farsă și este momentul ca Adunarea Generală a ONU să suspende această țară din forul Organizației Națiunilor Unite, declara la depunerea rezoluției ambasadorul Statelor Unite ale Americii la ONU, Linda Thomas Greenfield. Inițiativa Statelor Unite de a exclude Federația Rusă din Consiliul pentru Drepturile Omului reprezintă un semnal extrem de puternic în ceea ce privește încălcarea flagrantă a drepturilor omului. Până la urmă discutăm aici despre crime de război, ceea ce se întâmplă în Ucraina. Kremlinul a declanșat un război unde nu se mai ține cont de reguli, unde sunt maltratați oameni de toate vârstele, unde am văzut că femeile sunt supuse unor abuzuri greu de înțeles și de acceptat și evident unde s-au comis masacre și tortură. Decizia a fost luată cu 93 de voturi pentru, 24 împotrivă și 58 de abțineri. Pentru suspendarea Rusiei din Consiliu, Adunarea Generală avea nevoie de un vot favorabil din partea a două treimi din membrii săi. Acest mesaj ajută și la ancheta care este declanșată de către Națiunile Unite prin instrumentele care există în prezent, pentru că ceea ce se întâmplă acum, pentru să nu uităm că Curtea Internațională de Justiție la ora actuală anchetează reclamația pe care a făcut-o Ucraina în ceea ce privește acest război. Și mesajul pe care îl transmite politic astăzi Organizația Națiunilor Unite va cântări extrem de greu, inclusiv în ceea ce privește această anchetă. China, Siria și Belarus s-au numărat printre statele care au votat împotriva moțiunii, iar India, Egiptul și Africa de Sud printre țările care s-au abținut.